Astăzi a fost inaugurat noul punct de lucru al CEA Apcaron Buzău IFN, situat în Bulevardul Unirii, blocul 8. Noul sediu a fost înființat ca urmare a realizării unui proiect cofinanțat din fonduri europene. CEA Apcaron Buzău IFN este una dintre cele mai vechi și mai bine cotate case de ajutor reciproc buzoiene. Mulțumim pentru că ați ales să fiți astăzi împreună cu noi la un eveniment special pentru Casa de Ajutor Reciproc Apcaron Buzău. Casă care deschide astăzi oficial punctul de lucru din strada Unirii, blocul 8D. Proiectul pe care se deschide acest punct de lucru este ICAR, incluziune prin microcredit și ajutor reciproc, strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare și creare de întreprinderi sociale. Casa de ajutor reciproc anunță deci oficial dezvoltarea acestui punct de lucru. Trebuie să vă spunem, dacă nu cumva până acum ați aflat, că CEA Apcaron este un reper pentru casele de ajutor reciproc din Buzău și pentru instituțiile financiare nebancare din județ. De ce era necesar acest? Era necesar de ce? Pentru că noi avem sediu social la poarta Apcarom în zonă. Sunt un număr de 200 de membri din 1800, deci diferența de 1600 sunt din oraș. Am și profitat de acest proiect pe fonduri europene, în care ni s-a impus să deschidem un punct de lucru în centru. Și am găsit acest spațiu care chiar se încadrează cerințelor noastre și sperăm să atragem cât mai mulți membri. CEA Apcaron Buzău IFN vine în sprijinul persoanelor vulnerabile prin asigurarea accesului la servicii financiare adecvate și la educație financiară și antreprenorială. Orice persoană care are o formă de venit salarial poate veni să se înscrie, solicită o cerere de înscris. Există într-adevăr o taxă de înscriere de 25 de lei, iar cotizația minimă este 20 de lei. Având în vedere că sunt mulți pensionari cu venituri foarte mici, putem diminua cotizația la minim 10 lei la cerere. CEA Apcaron Buzău IFN are o experiență de peste 4 decenii și are în portofoliu peste 1800 de abonați. Pentru aceștia au fost concepute unele avantaje care să ușureze efortul financiar al acestora de a restitui sumele împrumutate. Nu sunt percepute comisioane, dobânzile sunt mici și nu se percepe comision de rambursare anticipată dacă suma este restituită înainte de termen. Toți cei care doresc să se înscrie la CEA Apcaron Buzău IFN sunt așteptați la noul punct de lucru din Bulevardul Unirii, bloc 8D, lângă sediul companiei de apă.